Comisarul șef al Protecției Consumatorilor din Constanța, Horia Constantinescu, împreună cu o echipă, au efectuat controle amănunțite la terasele, restaurantele și unitățile alimentare de pe litoral. Fiecare avea să verifice câte o locație. La un moment dat, una dintre colege i-a sesizat șefului nereguli la o terasă din Neptun. Ajuns la fața locului, acesta s-a legitimat și a cerut explicații referitoare la neregulile constatate. Scandalul a început în urma unor discuții contradictorii apărute între șeful CJPC și reprezentanții unității verificate. Nu aveți voie să intrați. Acum asta este proprietate privată. Acum ieși afară, chem eu poliția. Nu mă împinge, vezi că mă împinge. Nu mă împinge. Nu mă împinge, ieși afară. Stați aici cu toții ca să vedeți ce face acest domn Horia, care este șeful OPC-ului Constanța și care mă amenință pe mine că mă împinge. Și că angajați Horia Constantinescu a fost înjurat, lovit, strâns de gât, iar în urma altercației și-a pierdut un dinte. Toate acestea au avut loc până la venirea polițiștilor. Un client care vine la acea terasă de 20 de ani avea o stare de euforie mai dezvoltată și a auzit discuția pe care am avut-o cu colega domnului Horia Constantinescu. Auzind că ea vrea să mă închidă pentru că nu am plasă de muște la intrarea de la bucătărie, domnul respectiv s-a sesizat și a început să înjure, într-adevăr, nu știu direct pe doamna sau pe nu. De două ori l-am calmat, a treia oară când s-a ridicat, s-a plecat pe masă și de acolo a început un spectacol. Vorbim de o vacanță a unei persoane din opoziție politică, care dacă a băut puțin poate să bată un comisar în slujba guvernului unei țări. Deci veți dispune oprirea definitivă, amenda de... Dispunerea acestei măsuri o face regionala, noi vom solicita aplicarea acestei măsuri. Considerăm că trebuie să avem o atitudine fermă, suntem autoritate de control, vorbim de comisari ai Autorității Naționale a Protecției Consumatorului și vrem să arătăm că nu putem fi evacuați ca bețivii de pe terasă. Considerăm faptul că colega noastră a fost îmbrâncită peste scaune și faptul că acest circ se vede pe una dintre filmări cum proprietarul terasei smulge din mâna noastră registrul unic de control și că nu ni-l mai dă, nu putem și trebuie combătută această atitudine. Fac un apel public la celelalte autorități. Eu cred că atitudinea fermă din acest moment ar trebui să fie o poveste conjugată, în așa fel încât fiecare autoritate să știe că trebuie să nu lase să se întâmple așa ceva. Constantinescu spune că va solicita ca terasa să fie închisă definitiv pentru obstrucționarea controlului, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.